la de la A. Chelar. Elevii s-au prezentat la unitățile școlare de care aparțin cu ore bune înainte de afișarea rezultatelor. Cuprinși de emoții, aceștia au sperat până în ultimul moment la o notă mare. Eu un 9 la română și un 8,75 la matematică. În jurul orei 14 s-au afișat rezultatele. Dacă unii au sărit în sus de bucurie, alții nu și-au putut stăpâni lacrimile. 9,5 la matematică! Dacă pentru o parte dintre elevi rezultatele au fost mulțumitoare, unii dintre aceștia reușind chiar să obțină nota maximă, alții au fost profund dezamăgiți de notele dezastruoase afișate. Deși anul acesta evaluarea la limba română a fost controversată, în cele din urmă cele mai mici note din evaluarea națională au fost la matematică. Ce note ai obținut? La română 7,05, la mate 4. 9 și la matematică 8,10. Te-ai așteptat mai mult? Nu, la matematică m-aș mai puțin chiar. M-aș aștepta la 5,6, în niciun caz la 8. 6 și 10 și 2,75. 2,75 la ce? La matematică. Faci contestație? Da. La cât te așteptai? 4. Chiar dacă ambele note sunt sub 5, elevul tot va intra în repartiția pe licee, întrucât media de la evaluarea națională contează în proporție de 50%, ea fiind adunată cu media celor 4 ani de studiu. Și anul acesta va fi cel de până acum, adică în ultimii ani, media din anii 5-8, adunată cu media de la examenul de evaluare națională. Și în ordine descrescătoare se face înscrierea acolo unde ei sunt admiși în prima fază. Cei nemulțumiți de note pot depune contestație până la ora 18, urmând ca rezultatele finale să fie afișate luni, 2 iulie.